Salutare, dragi prieteni! Numele meu este Ioan Brie, sunt rectorul Institutului Teologic Pentecostal din București. Institutul Teologic Pentecostal este singura școală a cultului creștin pentecostal în România, creditată universitar, în care sunt pregătiți și formați slujitorii pentru predicarea Evangheliei și păstorirea bisericilor. În momentul de față, la Institutul Teologic Pentecostal avem două programe de studiu, un program în teologie pentecostală pastorală cu un program de studiu de 4 ani. Pentru programul acesta avem disponibile 50 de locuri pentru fiecare an și un program de master în teologie pentecostală aplicată cu un program de 2 ani, la care de asemenea avem 50 de locuri disponibile. Dragul meu prieten, dacă simți chemare din partea lui Dumnezeu să slujești în Evanghelie, am rugămintea să cauți fața lui Dumnezeu, să te rogi lui Dumnezeu și să te dedici pentru a te pregăti cât mai bine. Institutul Teologic Pentecostal din București este locul în care poți să aprofundezi cunoștințele tale teologice și să te apropii de Dumnezeu formându-te pentru a fi un slujitor destoinic pentru Evanghelie. La institut vei găsi o echipă de profesori bine pregătiți din punct de vedere teologic și din punct de vedere duhovnicesc, un colectiv de studenți, oameni care îl iubesc pe Dumnezeu, o comunitate academică în care preocuparea pentru excelență și pentru apropierea de Dumnezeu în rugăciune și în post e o coordonată și o trăsătură specifică. De asemenea, la institut veți găsi un campus frumos, primitor, care se dezvoltă cu ajutorul lui Dumnezeu. În curând vom inaugura noul campus, noua clădire care se găsește în construcție. Aveți la dispoziție o bibliotecă generoasă care însumează peste 30.000 de volume. De asemenea, acces la o bază de date online care vă permite să consultați peste 30.000 de reviste, periodice și alte resurse de studiu teologic. Iată un cadru în care cu siguranță vă puteți dedica lui Dumnezeu și pregăti pentru a sluji cât mai profund, mai sănătos și mai de impact cauza Evangheliei Domnului nostru Hristos. Vă îndemn din toată inima să căutați fața lui Dumnezeu și în măsura în care simțiți chemarea lui Dumnezeu să vă înscrieți la examenul de admitere, fie la programul de licență, fie la programul de master în teologie pentecostală aplicată. Fac precizarea că la programul de master în teologie pentecostală aplicată se pot înscrie absolvenții oricărui program de licență, indiferent de specializare, atât bărbați cât și femei. Fie ca Dumnezeu să binecuvânteze biserica sa, fie ca Dumnezeu să binecuvânteze școala noastră și fie ca Dumnezeu să pună pașii noștri împreună și să slujim la oaltă cauzei Evangheliei.